Trei trucuri pomenite pentru creșterea răsadurilor. Primul truc pe care îl folosesc este acela de a pune semințele într-un șervețel de hârtie pe care îl stropim cu apă. Îl împăturăm, după care îl punem într-o cutie de plastic sau într-un recipient închis, astfel încât să creăm efectul de seră și să menținem umiditatea în interiorul acestor. Prin această metodă, accelerăm germinarea semințelor de două ori mai rapid. Pentru un efect și mai rapid, putem folosi și apă oxigenată, mai precis peroxidul de hidrogen, cum se numește, în loc de apă. Punem cutia cu semințe la înălțime, mai sus, pe frigider sau pe mobilă, deoarece aerul este mai cald deasupra. Odată ce au germinat, le putem planta atât în pahare, cât și în tăvița noastră pentru răsaduri. Un alt truc pentru a avea răsaduri foarte mari și sănătoase este acela de a folosi două pahare mai mari, unul introdus în celălalt. De ce două pahare? Dacă folosim doar un pahar, cum facem de obicei, odată ce planta crește, își va întinde rădăcinile la maxim în spațiul pe care îl are, și la un moment dat acestea nu vor mai crește deoarece nu vor mai avea destul spațiu pentru dezvoltare. Acestea vor trimite un semnal plantei care se va opri din creștere. În schimb, dacă vom folosi două pahare, acest lucru nu se va mai întâmpla deoarece rădăcinile vor avea spațiu în plus să se dezvolte. Noi vom face trei găuri mai mari în primul pahar, iar în momentul în care rădăcinile nu vor mai avea loc să crească, vor pătrunde prin acele găuri și se vor extinde în al doilea pahar. Putem face atât găuri, cât și tăia aceste pahare. Pur și simplu, vom pune apă în al doilea pahar, iar planta își va lua necesarul de apă zilnic, rămânând mereu pământul umed, iar rădăcinile se vor extinde în continuare. Între primul și al doilea pahar, vom pune niște pietricele, astfel încât să păstrăm spațiul necesar pentru apă și rădăcini. Prin această metodă, nu doar că nu va trebui să udăm răsadurile zilnic, dar vom avea și pământul mereu umed, potrivit, iar răsadurile vor crește mari și sănătoase în continuare, deoarece rădăcinile acestora nu sunt îngrădite. Al treilea truc este acela de a presăra scorțișoara pe suprafața solului răsadurilor. Da. Ați auzit bine, scorțișoara Știți când se formează de multe ori mucegai pe suprafața solului, iar toate răsadurile se îmbolnăvesc și toată munca aruncăm la gunoi? Putem preveni acest lucru prin presărarea scorțișoare pe sol odată ce am plantat semințele. Scorțișoara este un antifungic și un antimicrobian natural care împiedică formarea ciupercilor și mucegaiului, protejând astfel răsadurile de boli. Nu doar atât. Scorțișoara acționează și ca hormon de înrădăcinare, stimulând creșterea rădăcinilor răsadurilor. Făcând toate aceste trei trucuri pe care vi le-am prezentat, veți avea răsaduri mai mari, mai dezvoltate, sănătoase și lipsite de boli. Dacă v-a plăcut acest videoclip și v-a fost de folos, nu uitați să distribuiți, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să urmăriți pagina noastră de Facebook. Vă mulțumesc!